Dacă unii în vacanță preferă jocurile pe calculator, sunt și copii ce practică sportul minții. Cei mai mulți au descoperit tainele tablei cu 64 de pătrățele alb-negru la Biblioteca Județeană, unde pot participa gratis la clubul de șah. În primul rând, vacanța este pentru relaxare. Cei care iubesc șahul vin aici pentru o adevărată relaxare. O relaxare din care se profită foarte mult. Pentru că, am spus, șahul nu este doar o minune. Este un joc extraordinar care ajută foarte mult. Eu am spus că generația asta, dacă știe șah, înseamnă că este o generație cu care ne putem înțelege. După ce au reușit să pătrundă tainele șahului, sunt copii ce folosesc mișcările învățate în crearea unor jocuri pe calculator. Șahul ajută mai mult la jocurile pe calculator. Cum? Dau seama mai repede ce trebuie să fac în joc. Am un joc care folosesc mereu șahul, pe numele Brawl Stars. Mă folosesc după șah, ca să pot să dau seama unde sunt toți. Cursurile de șah la bibliotecă sunt gratuite, iar de-a lungul timpului aici au învățat sportul minții sute de copii. David, de când știi să joci șah? De mâna. De când ai învățat să joci șah? De la profesor. Da, aici, la cursurile acestea, de la bibliotecă? Da, de aici. La ce se joci? Da. De ce ți-ai dorit tu să înveți să joci șah? Pentru că am un verișor care vedeam că joacă șah și vroiam să devin ca el. Eu am extins activitatea de la șah pentru toată săptămâna, mai puțin weekendul, de la ora 9:30 și până la ora 3:30. Acest club a fost înființat cu ani în urmă de profesorul Nicolae Bădița, cel ce a pus bazele primului club de șah de la Roșieni. De altfel, acesta s-a luptat ca șahul să fie studiat la clasă în școli. Din păcate, în Slatina, doar la școala numărul 3 există un învățător care le predă elevilor și șah.